Mulți oameni, când vine vorba de viol, în interpelare și interpretarea unui viol, vor spune uite aici intervine culpa victimei. Ce-a căutat la ora X în parcul Y sau în apartamentul Z sau în preajma personajului T. Fapt este că, și asta e o chestiune care ar trebui reluată din nou și din nou pentru înțelegerea acestui fenomen, infracțiunea nu are niciodată loc din cauza victimei. Da? Este o cacofonie logică. Infracțiunea are loc din cauza agresorului. Tocmai asta observă și legea. Anume că persoana, până la proba contrarie, are luciditatea de a decide, dar acționează în virtutea unor porniri, în virtutea unei devianțe, în virtutea unei anume psihopatologii, poate, în context și cu oportunitate. Oamenii își imaginează că, ce știu eu, poate doar un anume prototip de femeie este pasibilă să devină victimă de viol. În fapt, acest lucru este neadevărat. Orice femeie aflată într-un context și în proximitatea unui prădător sexual care configurează o oportunitate ar putea să devină victimă de viol. Cine a vorbit cu supraviețuitor al unor crime sexuale va fi aflat Că la momentul la care s-a întâmplat faptul, aceste persoane nu aveau nimic deosebit în, în personalitatea lor, în comportamentul lor, în, inclusiv în geografia lor. Erau oameni ca mine și ca tine, erau persoane de bună credință. Din afară putem să spunem, uite, spre exemplu, luăm la întâmplare un nume, Viorica. Viorica stă cu bărbatul ei, Marcel. Pentru că nu are serviciu, sau nu are educație, sau uh, îi este rușine, sau se gândește că dacă va divorța, ce o să spună lumea, sau Viorica poate că are copii, poate că are copii minori, și se gândește că uh, dacă s-ar separa de partenerul ei, prin procesul foarte lung de divorț, custodie sau ce știu eu, nu va reuși să scape niciodată. Sau poate că Viorica s-a dus și a făcut plângerea la poliție. Poate că persoana care i-a ascultat plângerea uh, nu a fost neapărat empatică sau nu i-a dat neapărat soluții rapide. Poate că, din potrivă, uh, a persiflat-o, poate că a luat-o în neserios, poate că a glumit pe seama ei. Trăim într-o lume în care narativele agresorilor și ale victimelor diferă foarte mult și narativa comunitară iarăși diferă foarte mult. Pentru că, spre exemplu, dacă am avea o sensibilitate și empatie un pic mai aduse la zi per anul 2019, poate că ar fi mai puține victime de violență domestică. Aici e un iceberg. Da? În România, anual, un procent nefiresc de mare, undeva de ordinul zecilor de mii, aproape de 100 de mii de femei, sunt victime ale violenței domestice. Dintre acestea, nu știm cât la sute dintre ele sunt și victime de uh, crimă sexuală. Și insist asupra acestui termen de crimă sexuală, pentru care loc un asasinat. Când violezi o persoană, anume îi asasinezi sinele. Persoana respectivă rămâne marcată de multe ori la distanță de zeci de ani după eveniment și traiectoria ei de viață este impactată de multe ori irreversibil. Ar fi putut să fie, poate că aici, dar în urma violului observ că traiectoria ei de viață este pe un cu totul alt, paliar. Bun. Genul acesta de violență, când spunem că are o dimensiune criminală, care va să zic că ne uităm la victimă și prin filtrul transformării ei. Ea este deposedată de drepturi și libertăți. Psihologia ei se transformă. Ea nu numai că nu este tratată ca o ființă umană, dar este pusă și în fața unei asemenea rușini, unei asemenea umilințe, încât sistemul ei de alegeri este vulnerabilizat.